Bună ziua! Long time no see. O să fie un clip de povești. De asta de vorbă cu prieteni vechi și de povesti ce s-a mai întâmplat între timp și de făcut updates din viață și de chestii de genul ăsta. Mi-am făcut și o cafeluță ca simțeam nevoie de ceva extra. Încep cu cea mai mare, cred că cea mai mare, mă rog, chestia pe care eram foarte, foarte entuziasmată să o povestesc, dar am așteptat să se așeze toate lucrurile cât de cât bine. Eu voiam să aștept până mai târziu să fie totul chiar totu așezat, dar uh, n-a fost să fie. Mai durează un pic pentru că birocrație și chestii. Pe scurt, împreună cu o prietenă ne-am deschis o asociație de protecție a animalelor. Știu că mulți pe Insta ce puțin mi-ați scris că o vedeați venind și simțeați cumva că e următorul pas în ceea ce făceam deja. Eu nu o vedeam venind sincer și m-am gândit, adică m-am gândit foarte mult la treaba asta. De când eram mică, unul dintre visele mele, să zic așa, era dacă o să am vreodată suficient bani să fac un adăpost de animale. De când eram mică, adunam animale din fața blocului, căței, pisici și alte vietăți, inclusiv păsări și așa mai departe. Încercam să le fac vaccinuri din alocație și chestii de genul ăsta. Deci mereu am fost pasionată de asta, dar în momentul în care am ajuns să mai cresc, să mă maturizez, să văd experiențe de viață și lucruri de genul ăsta. Mă simțeam tot și tot mai puțin motivată. De ce? Pentru că, în primul rând, psihic mi se pare ceva foarte greu de dus și care pur și simplu ajunge la tine la un moment dat. Adică, dacă nu-ți găsești alte surse din care să-ți aduni energii bune, te distruge. Cel puțin pen, pentru mine personal așa simțeam. De asta am renunțat și la visul de a fi doctor veterinar. Inițial vreau să fiu medic veterinar ca job așa overall și început să casc cu ochii pe la toți veterinarii pe, care, pe la care mergeam prin Pitești. Uh, am stat inclusiv la o operație pentru una din cățelușele mele cu foarte, 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 foarte mulți ani pentru că voiam să văd cum este în spate și am nimerit atunci un medic foarte drăguț care m-a lăsat să stau și să văd mai bine, adică dacă mi-e rău la sânge, la chestii genul ăsta, a fost tot ok. Doar că am realizat că psihic nu cred că aș fi putut duce treaba asta și, mă rog, încă sunt convinsă de treaba asta, ca medic veterinar n-aș fi fost un medic bun, pentru că mă implic foarte mult în cazul fiecărui animalus pe care l-am avut și eu acasă, deci ca medic cu siguranță aș fi fost un medic veterinar care ar fi plâns la fiecare animalus bolnav și s-ar fi certat cu fiecare stăpân irresponsabil și așa mai departe. Ok, și am zis să dăm visul ăsta deoparte, clar nu este pentru noi, încercăm să ajutăm animăluțele pe altă parte, pentru că nu este singura variantă asta cu medicul veterinar până la urmă. Dar la fel și asta cu adăpostul, am fost și la voluntariat în adăpost, știu ce înseamnă să ai animale în grijă într-un adăpost și uh, oricât te-ai strădui tu, nu mai zic de factorul financiar și toate cele, dar oricât te-ai strădui tu ca energie... Uh, E greu și nu sunt condiții ideale pentru animalele alea. Adică, uneori, <laughs> cred că le e mai bine să rămână acolo unde sunt decât să ajungă într-un adăpost. Acum, evident că depinde de foarte, foarte multe, foarte mulți factori aici, adică nu e nu e un adevăr general valabil, dar sunt situații în care uh, animalele, de exemplu, au un adăpost, sunt uh, și în siguranță, adică nu sunt pe lângă străzi circulate, să riște să fie călcate de mașini, nu sunt chinuite de nimeni, sunt hrănite de oamenii din zona respectivă, doar că nu au efectiv o casă și un stăpân. Dar decât să fie închise într-o cușcă de 2 pe 2 cu încă alte, nu știu câte animale și să ducă complet lipsă de afecțiune, ochii okay, au hrană, apă și poate una acoperiș, dar vedeți, e, e foarte complicat, <gântuia> mult, mult prea complicat din punctul meu de vedere. Și nu știu dacă am și eu, o să am vreodată energia necesară să am un adăpost, Asta o să-mi dau seama în timp, având în vedere că mi-a schimbat și um, atitudinea vis-a-vis -vis de a avea o asociație. Poate se va schimba și asta, nu am de unde să știu, uh, dar eu nu mă vedeam neapărat nici cu o asociație din același considerent. Pur și simplu, scopul principal uh, și motivul principal pentru care fac ceea ce fac cu fostering și cu adopții și așa mai departe este bunăstarea acelui animal. Ori, dacă eu sunt praf psihic <gânt> și nu pot să mă concentrez pe asta, automat nu pot oferi bunăstarea acelui animal. Așa că era un catch 22 acolo și de asta aveam perioade în care luam fost și perioade în care nu luam foster și mă rog, așa va fi în continuare pentru că am uneori nevoie de să mă mai liniștesc, să stau un pic cu ai mei și să uit că există animale nedorite de nimeni pe lumea asta și oameni care le fac rău și așa mai departe. Practic, Asta e problema, asta e gândul care e constat acolo în creșc, cu care trebuie să. Nu pot să zic că o să fac pace vreodată, dar să ajung măcar să am o relație mai bună și să-l procesez mai ușor. Dar acum am ajuns la asociație? Că na, de la asta am pornit. Eu am o prietenă foarte veche, noi ne știm de pe forumuri de acum, cred că peste 10 ani de zile, doar că ne-am văzut face-to-face, -face, când am venit la facultate în București și complet random și ne planificam nimic, mai ales că ea este din Siret. Și a venit, venise la București pentru niște tratamente la uh, salonul la care mergeam și eu atunci pentru tratamente la TEN. Și ne-am, efectiv, întâmplător ne-am întâlnit. Ea pleca, eu veneam sau o chestie de genul ăsta și cumva we rekindled. Ne-am început să vorbim mai mult, uh, am ținut legătura mai des și așa mai departe. Și una dintre chestiile pe care noi le avem în comun este fix dragostea pentru animale și implicarea pentru asta adică nu doar dragoste dar încercăm să ne și implicăm să facem ceva Ea la rândul ei la Siret a sterilizat o grămadă de animale A luat din stradă o grămadă de animale uh, bolnave, accidentate și așa mai departe Le-a tratat, le-a găsit familii Eu la rândul meu aici am luat o grămadă de animale Le-am tratat, le-am găsit familii Și cumva tot timpul ajungeam să vorbim una cu cealaltă Despre frustrările care vin la pachet cu treaba asta Că e inevitabil Și cred că la finalul anului trecut, deci s-ar face acum un an aproape, la finalul anului trecut îmi zice ea, păi de da, ce ne facem noi o asociație? Că oricum facem treaba asta pe cheltuiala noastră și nu ar strica. Adică facem o asociație, poate reușim să strângem niște formulare din acelea de cu 3,5% din impozitul pe venit și poate mai strângem niște bani și ajutăm și mai multe animăluțe și win-win situation. Și am zis, îmi place cum sună așa. Mereu când mă gândeam la Asociația de Protecție Animalelor, mă gândeam automat și la adăpost. Și știam că psihic nu sunt pregătită pentru asta. Dar când mi-a pus ea așa problema, eram, practic, fac ce fac deja, doar că poate o să fac cu puțin ajutor pe lângă, într-un mod mai oficial, că altă e când te duci la veterinar și zici, bă, am găsit animalul ăsta pe stradă, poți să-mi faci și mie vreo reducere, mă poți ajuta să-l tratez mai ieftin, pentru că în București și puțin este foarte scump veterinarul, poate știți mulți dintre voi. Și alta e când vin și zic, uite, eu reprezint această asociație de protecție animalelor. Suntem înscriși în listele de asociații de protecție animalelor și îmi iau în grijă acest animal. Putem face un contract de colaborare, poți ajuta o asociație, adică mă gândesc că, nu știu, poate naivă, dar mă gândesc că poate altfel Vine informația asta și altfel sunt și oamenii dispuși să te ajute Așa că prea la începutul acestui an ne-am hotărât noi, ok, hai să facem treaba asta Ne-am apucat să ne interesăm ce implică acte toate cele Am avut mare, mare noroc și am dat peste o tipă avocat super, super nice care ne-a ajutat Și cu tot ce înseamnă acte și partea asta pe care noi... Niciunul dintre noi nu o înțelegem și nu ne pricepem. Ne-a ajutat foarte mult și a fost un pas important în crearea asociației, care se numește, apropo, Felicity, asociația Felicity. Încă nu avem site lucrăm la el. De asta de aș fi vrut să anunț când era, când aveam și site-ul gata și toate cele, dar nu mai puteam. Așa. Și oficial, actele ne-au ieșit undeva acum, pe final de vară. Așteptăm răspuns de la NAV pentru că trebuie să ne scriem și în lista asociațiilor ca să putem să strângem acele formulare de 3,5% pentru cine dorește să ajute Practic nu e nicio cheltuială în plus pentru oameni, pur și simplu o parte din taxele care s-ar duce la stat le puteți redirecționa către o asociație Nu, musai să, le re nu musai să le redirecționează către noi dar în caz că nu aveți informația asta, puteți către orice asociație oficială înregistrată la stat să faceți acest lucru dacă vreți să îi susțineți. Așa, deci așteptăm treaba asta ca să putem oficial. Ne-am făcut uh, cont bancar, dar uh, se pare că BCR n-a fost o alegere bună pentru că noi citisem pe net că ar avea ceva cont pentru ONG-uri. Că evident căutăm să scădem cât mai mult cheltuielile ca să rămână toți bănuții pentru animale. Ăsta e scopul, să stângem bani, să ajutăm animale, nu altceva. Și au niște taxe foarte mari, <laughs> pentru că ne-au făcut practic cont de business, ceea ce noi nu suntem, pentru că nu o să facem profit, nu o să facem business, doar uh, e un ONG, în fine. Așa că încercăm să găsim alte variante, am vrut să ne facem cont la Revolut ca să fie accesibil și pentru oamenii care stau în afară și poate vor să doneze ceva, dar uh, nici Revolut nu au pentru ONG, au doar pentru business-uri și ne-au refuzat direct și măcar nu ne-au făcut cont de business, că era ok că cei de la Revolut au taxe mici, dar ne-au refuzat complet Deci apica așa asta, dacă aveți sugestii, dacă aveți și voi asociații sau ceva și știți cum să ne ajutați, suntem deschise, dar momentan căutăm alte soluții să deschidem un cont bancar care să nu ne rupă la taxe, pentru că la BCR, pentru orice donație directă, dacă voi vreți să donați în momentul ăsta 10 lei asociației noastre, ne va lua alți 10 lei ca taxă de transfer, ceea ce înseamnă că rămânem cu 0 lei din donația aia. Și dacă ne donați 5 lei, că atâta are fiecare om și orice donație, până la urmă, importantă și binevenită, vor rămâne cu minus 5 lei. Așa că înțelegeți de ce N-a fost cea mai bună soluție. Și nici nu ni s-a zis dinainte exact cam care ar fi taxele și cum. Deci, oricum eram obligat să deschidem un cont bancar la o bancă aici întâi, ca să putem. nu știu cum se numește. Să putem avea capitalul cu care se începe, nu știu. Partea asta financiară pentru mine este noroc că avem contabili. Dar da, asta e cea mai mare noutate. Avem această asociație. Momentan eu lucrez să pun pagina de Instagram pe picioare ca să pot să mut o parte din promovări acolo pentru că eu pun foarte mult pe contul meu de Instagram de animăluțe pierdute, animăluțe de dat spre adopție, animăluțe de ajutat și eu realizez că poate nu toată lumea vrea să vadă treaba asta când a dat follow unui cont care vorbește despre chestii de casă și beauty și <gredină> grădină. O să încerc să mențin un echilibru, dar, mă rog, o să există în continuare și pe contul meu personal, dar încerc să le echilibrez un pic. Uh, site, cum ziceam, toate cele. Deci, odată ce e chiar totul pus la punct, probabil că o să mai povestesc o dată, așa mai pe larg despre ONG, dar cam asta este. Și, apropo, dacă știu că mulți de aici nu aveți și Instagram, Um, dar a fost o poveste atât de drăguță în ultimele două luni în viața noastră Și vă recomand din tot sufletul dacă puteți să mergeți pe Instagram Puteți să intrați, să știți și din browser, de pe calculator Fără să aveți cont, să vă uitați în highlights la mine, la Muriel Pentru că am avut o cățelușă în foster O cățelușă bătrână de vreo 10 ani de zile Surdă, cataractă, mă rog Când a sosit la noi, a sosit... Uh, Ok, și să zicem, era ca orice bătrân. Dormea foarte mult, se trezea mânca, ieșea un pic la plimbare și că mai era viața ei. Doar că la vreo săptămână după ce a sosit la noi a făcut un AVC. E, și de acolo a început o întreagă aventură. A fost foarte șocant pentru noi pentru că nu n-am știut, ne-am dus de urgență la veterinar, vă dați seama, și de acolo au început vizite zilnice. Uh, Perfuzii, injecții, am făcut radiografie, la radiografie am descoperit o multitudine de alte probleme, deci, eu nu știu că celul ăla cum supraviețuise până atunci, și cum nu plângeam fiecare zi de dureri, a fost teribil la momentul respectiv, dar e cu happy ending, de asta zic, dacă vreți să vă uitați, și vă plac și voi animăluțele, merită să-i urmăriți povestea, și fără ajutorul oamenilor de pe Instagram nu am fi putut să o tratăm, pentru că a ajuns să coste foarte foarte mult. Deci noi, în momentul în care am decis totuși să facem un apel de strângere de fonduri pe Insta. Cheltuisem noi din buzunarul nostru deja cred că vreo 1000 de euro sau mai bine de atât. Se adunaseră. După avc ce ăla, pe lângă tratamentul de refacere și pe lângă faptul că oricum nu știam dacă o să supraviețuiască sau nu, am descoperit, cum ziceam, și alte probleme la radiografie, deci au, venit așa avalanșă toate și am zis, ok, ai, Aie, încă nu avem actele oficiale ale asociației ca să pot să cer numele unei asociații, nu numele unei persoane fizice random pe internet, dar o să încerc varianta asta și vedem cine dorește să ajute să se implice. Poate strângem o mică sumă acolo cât să acoperim o parte din tratament și am strâns mult mai mult decât mă așteptam eu vreodată în viața asta. Cred că am strâns în jur de 9.000 ceva de lei. Asta de dragul transparenței, cam pe acolo a fost suma totală. Ceea ce nu doar că ne-a acoperit tot restul tratamentului pentru ea și a fost absolut incredibil, dar ne-au și rămas acum niște bani pe care să-i putem cheltui cu viitoarele animaluțe care vor ajunge în asociația noastră, practic, să sterilizăm, să tratăm dacă e cazul și să găsim adoptatori. Așa că asta mi-a dat și mai mult curaj, vă dați seama, când am văzut câți bani s-au strâns pentru Muriel și merită să urmăriți povestea ei, pentru că pur și simplu e o cățelușă care a avut Drag de viață, ea, adică dacă ea nu ar fi luptat și dacă ea nu s-ar fi chinuit atâta, sunt sigură că nu ar mai fi fost azi aici, dar uh, și-a dorit să trăiască și a luptat până n-a până mai fost nevoie să lupte. Deci chiar a luptat o grămadă, o grămadă decât asta. Acum este bine și a revenit complet după AVC. Uh, i-am tratat tot ce mai era, este și cardiacă, așa că ea o să ia toată viața, tot restul vieții ei pastiluțe de inimă, efectiv ca un om bătrân, este foarte, foarte drăguță și am găsit și adoptator și spre fericirea mea că n-aș fi dat-o oricui, vă dați seama, după tot ce am trecut împreună, mi-a fost foarte greu în primul rând să o dau punct, <laughs> adică la un moment dat vorbeam cu Andrei și realizam că oricum va fi greu să găsim pe cineva dornic să adopte un cățel bătrân și cu atâtea boli și cu așa istoric, adică numai situația în sine era dificilă, dar uh, am realizat că sunt șanse destul de mari să rămână la noi și nici nu de deranja gândul ăsta pentru că prinsesem foarte, foarte, foarte mult drag de ea. Uh, dar, din fericire, o prietenă a dorit să o adopte, ceea ce pentru mine a fost cea mai bună situație posibilă pentru că realizez că uh, e cel mai bun lucru pentru ea, pentru miuri el cățelușă. Versus dacă rămânea la noi unde tot timpul mai apar alte animale, mai pleacă, mai... nu erau aceleași condiții acolo, o să mai aibă un singur alt cățel frățior, deci o să mai aibă are că deja este acolo Și pur și simplu e alt nivel de atenție care îi se poate oferi ei și mă bucur enorm de treaba asta și știu că o pot revedea oricând când mi se face dor deci de asta zic, e cu happy ending povestea asta. Dar merită să vă uitați dacă vreți că eu am pus acolo, puneam update de când mergeam în fiecare zi cu cheltuielile de la veterinar pentru că dacă am strâns banii mi se părea cumva ok și natural să țin oamenii la curent. Dați un pic să mai iau o gură de cafea că simt că mă topesc. Și da, cam asta e pe partea asta cu animăluțe. Se pare că am simțit nevoia să încep cu animăluțe și cu poveștile legate de ele. Eu am știut oricum de mică că unul dintre scopurile mele este ăsta, pe pământ, să ajut și să, să încerc să mă implic cât de mult pot pe partea asta de animăluțe ale nimănui de pe străzile din România, care din nefericire sunt destul de multe. Și încerc să mă înarmez încă de acum cu foarte, foarte multă putere și răbdare, pentru că știu că odată ce ne mutăm la Pucioasa va fi și mai grea situația. În București uh, Știm cu toții situația câinilor maidanesc care a fost uh, rezolvat între ghilimele acum mai mulți ani de zile. Deci aici câini pe stradă vedeți destul de rar. Ideea e că aici nu mă izbesc de atât de mulți câini abandonați și nedoriți de nimeni. În schimb, în Pucioasa se abandonează foarte mult. Deci am intrat pe grupul orașului, să zic așa, de când ne-am hotărât să ne mutăm, ca să fiu tot timpul la curent cu ce se mai întâmplă acolo, chiar dacă încă nu locuim. Și tot timpul apar anunțuri cu am găsit o cutie cu căței mici aruncată nu știu unde. Am găsit, deci mă pregătesc mental de acum de treaba asta. Chiar și când am fost să vedem prima oară terenul nostru, am văzut acolo o căția cu vreo șase pui după ea. Anima nu, evident. Deci cred că primul pas, primul lucru pe care îl fac când o fi să ne mutăm în pucioasa va fi să caut de pe lângă terenul nostru care scăine de acolo să îi iau pe toți la sterilizat și să vedem dacă le putem găsi familii, mai greu cu animalele adulte, în fine. Am zis că termin cu animalele, nu? Nu vine să vorbesc numai despre asta. Ok, dar vă dați seama și de ce n-a mai fost timp de YouTube. În schimb, mă bucură foarte tare să văd că pe TikTok începe să fie un interes foarte mare în direcția asta de foster, de salvat animale, de animale de pe străzi, adică interes în sensul în care oamenii se uită, nu știu cât sunt dispuși să ajute, asta rămâne de văzut, dar uh, măcar se uită, comentează uh, și mi se pare că de aici până la acțiune uh, e un mic pas și e pur și simplu despre a motiva oamenii și de a-i încuraja să se și implice, nu doar să stea de pe margine să privească și să aplaude, pentru că e... așa eram și eu practic înainte, adică Țin -mi minte că mă uitam la Raisa, care are rei în Măgrescu de la Cluj, cu asociația ei, și eu eram, da, eu fac foster când pot, dar nu cred că aș fi în stare să fac ce face Raisa, dar o admir foarte mult, dar îmi place foarte mult de ea și practic tot vorbim cu ea și tot urmărind ce face ea, a venit și curajul de a face și eu. Nu știu, e pur și simplu, cred că puterea exemplului. Până la urmă, cred că la asta se rezumă. Deci, da. Dacă vă dorea și voi ceva de genul ăsta, iată, sunt aici semnul vostru din ceruri să vă luați inima dinți și să o faceți. Mai găsiți și un prieten pe lângă ca să nu fiți singuri și merge. Bun, acum lăsând deoparte animalele și trecem la următorul mare subiect, casa, că știu că multă lume se întreabă ce mai facem, cum e, am avansat, n-am avansat, am avansat, dar nu ceva vizibil pentru că am avansat la capitolul birocratic. Practic, noi am avut, înainte de a obține această autorizație de construcție, de a obținut avizele. Avize pentru gaze, pentru electricitate, pentru apă, pentru toate chestiile de genul ăsta de care are nevoie o casă. Le-am obținut, pentru cine e curios, sub o lună a durat cu totul, deci am obținut toate avizele sub o lună, în sub o lună. Parcă nu mai știu să mă exprim. Deci oficial avem tot dosarul gata pentru a aplica pentru autorizația de construire. Uh, un dosar așa super baban Încă n-am aplicat, nu are sens să aplicăm acum Adică ne-am uh, consiliat amândoi și am decis că așteptăm până mai spre primăvară Pentru că aplicăm acum Probabil și ea tot așa în decurs de o lună Îmi imaginez că se obține poate chiar mai repede Având în vedere că e un oraș mic uh, Și oricum nu putem să ne apucăm de nimic Pentru că vine vremea rea, vine iarna Și n-ai cum să faci nimic Adică trebuie să aștept să se îndrepte vremea Așa că o să aplicăm probabil undeva prin februarie, vedem, în funcție de cum evoluează ce se întâmplă pe afară. Pentru că ea oricum o primești pe o perioadă determinată, de asta zic. Și practic noi, dacă obținem acum autorizație, pierdem câteva luni din autorizație, fix degeaba așteptând să fie vreme bună de săpat și fundat și așa mai departe. Așa că la capitolul ăsta suntem, avem tot proiectul gata. Avem dosarul gata, doar trebuie să-l depunem la primărie, să obținem autorizația, avem avizele. Suntem în discuții momentan, încercăm să găsim măcar până la primăvară echipă. Andrei a vorbit cu cineva, părea destul de încântat, părea și prețul destul de ok, ne-a cerut, cred că, nu mai știu, între 30 și 50 de euro metru manopera, manopera pe metru pătrat, ceea ce în ziua de azi și din ce am mai citit și pe forumuri și prin grupuri și vă dați seama căutăm peste tot informația cu, este ok. Nu e nici ieftin, nu e nici scump. Este la mijloc cam cum ne doream. Adică n-aș vrea nici să mergem cu aia cei mai ieftin și să te trezești că apar probleme, dar nici nu avem bugetul să mergem cu aia cei mai scump, care poate fi cei mai buni, dar nu ți garantează nimic până la urmă niciodată. De așa că de mijloc mi se pare că lucrurile în viață trebuie să fie echilibrate. Uh, dar acum să vedem dacă se leagă, dacă au și timp când vrem noi, dacă au oameni, dacă știți cum e în construcții, mereu apar chestii neprevăzute și nu e bine să-ți faci planuri, așa că încercăm să nu ne facem, încercăm până ne apucăm de construit efectiv la primăvară să cerem cât mai multe oferte de la cât mai multe echipe, ca să avem așa o idee mai clară despre piață și despre Așteptările oamenilor Tot până atunci am vrea să încercăm Să uh, Negocem niște prețuri pentru materiale Vedem și treaba asta Sunt depozite prin oraș Prin jurul orașului Deci poate avem noroc de ceva ok Dar ce, ce e sigur este că la primăvară Ne apucăm uh, Nu știm cât va dura, nu ne trebuie treaba asta Eu mi-am pus realist în minte Un termen de 2 ani Mie mi se pare ok nici să ne grăbim, să trecem prin toți pașii că oricum avem nevoie de timp să mai strângem bani ca să trecem prin toți pașii, dar nici să o lungim, să ne mutăm peste 5 ani aș vrea adică, din nou, mi se pare un termen realist, 2 ani, să avem timp de, de toate, să mai strângem niște bani să mai, organ să mai organizăm, nu să organizăm, să mai uh, renovăm câteva chestii micuțe și pe aici prin casa asta ca să fie gata de pus la vânzare când va fi nevoie și să fac și un decluttering. La mine ăsta este cu scopul momentan principal, că n-am iarna asta, nu prea avem cu ce să ne ocupăm. În afară de a da telefoane la echipe și la depozite, vom aștepta. Și mă rog, eu că spiralez așa ușor și mă entuziasmez și toate chestiile astea, m-am apucat evident să fac foarte multe amenajări interioare în programul Homestyler și mi-am făcut acolo, am luat la rând toate camerele. Momentan îmi place foarte mult cum a ieșit uh, partea de sufragerie, care va fi foarte asemănătoare cu cei aici, că practic luăm mobila asta. La bucătărie încă mai fac modificări, încă mă gândesc, m-aș vrea să arate și așa. La dormitor va fi din nou ceva simplu, deci am și eu ce face. Evident că e mult prea devreme ce fac eu acum, dar mă știți cum sunt, îmi place foarte mult să amenajez, așa că profit, dar decluttering ul este prioritatea momentan pentru mine, pentru că în momentul în care ne vom muta de aici, învide în casa asta, aș vrea să avem de cărat lucrurile necesare de aici și să nu mai luăm toate acareturile pe care le-am strâns în cei 5-6 ani de când stăm în casa asta, pentru că știu pe care le-am strâns, mă refer eu, că Andrei Săracu nu strânge, eu strâng, eu sunt hordărița în familie și știu că am această problemă, așa că încerc până atunci să mai reduc din toate obiectele astea. Am început cu chestiile în bucătărie, am făcut un decluttering masiv, am făcut o sacoșă mare cu veselă pe care o să-i dau unei prietene, Uh, am făcut o altă sacoșă de donat pe care am donat-o deja cu oale și alte chestii că aveam mult prea multe din toate Și acum uh, e destul de bine, zic eu, ce se întâmplă acolo uh, La haine nu pot să zic că mai e nevoie de decluttering prea mare, că știți că am făcut în anii trecuți și mi se pare că m-am menținut. Adică ce am mai cumpărat anul ăsta, n-am exagerat cu absolut nimic, mi-am cumpărat chestii care se potrivesc cu tot ce am deja în dulap și pe care știu că le port destul de mult și sunt mândră de mine, sincer, la capitolul ăsta, pentru că hainele erau cea mai mare problemă, moștenire de la maica mea care are un dressing imens și nu știu când le poartă pe toate, dar ajunsesem și eu tot asta să fac și la un moment dat am zis, da, nu-i bine, deci am aici un întreg dulap de 3 metri care ajunsese să fie plinsă de pe afară doar cu chestiile mele și nu era deloc sănătos și bine. Și atunci am început să dau. Acum este jumate, aș zice, gol, ceea ce e mult mai bine, zic eu. Uh, dar da, mai sunt chestii de decluttering. De exemplu, trebuie să intru la pijamale. Acolo o să-mi fie foarte greu, că eu mă atașez foarte mult de hainele cu care stau în casă și de pijamale, dar... Mamă, o să iasă un clip foarte lung în care vorbesc de toate nebunile. Dar, oh well Sper să prindă bine cumva, cuiva Îl puneți acolo pe fundal când vă beți un ceai sau spălați vasele sau vă machiați, știți voi Da, cam asta Astea sunt cele două lucruri mari, asociația și casa uh, Mai sunt chestii care se întâmplă așa în spate, dar despre care n-aș vrea să vorbesc momentan Că sunt chestii mai personale și probabil că la un moment dat o să vă povestesc mai multe, dar... Uh, cu siguranță nu acum, nu e momentul. Cândva. Grădina a început ușor, ușor să se așeze, să se bage la somn, că a venit într-un final frigul și pe la noi, că a fost foarte caldă toamna asta, a plouat odată toată toamna, odată. Nu e ok, <laughs> știu că lumea se bucură că a fost cald și soare și toate cele, dar nu e ok, <laughs> chiar nu este. Și mă rog, a avut de suferit și grădina, adică aici pe partea, de, pe partea din spate, în grădina nouă, să zicem. O mare parte din iarbă s-a uscat peste vară, vă povesteam că noi nu udăm. Am udat strict grădina de legume pentru că era necesar na, ca să crească, acolo n-ai cum. Dar în rest plantele pe care le aleg, le aleg fie să facă față secetei, fie dacă nu și doresc eu foarte mult ceva, la modul if it lives it lives, if it doesn't, pur și simplu is not meant to be, nu ai. Deci da Și o parte din iarbă, să zicem, s-a uscat Pentru că am e mixul ăla de trifoi și gazon Trifoiul o duce destul de bine pe secetă Și chiar dacă nu o duce, și revine rapid Iarba se mai usucă Și s-a uscat o parte Și de obicei, oricum, dă Adică chiar dacă se usucă peste vară de la secetă Dă din rădăcină Doar că a ergat Cisco vara asta A făcut vreo 2-3 alei Și am rămas efectiv cu bucățele chele Așa și trebuie să aruncă cu niște sămânță și profit pentru că au început într-un final ploile și trebuie să greblez întâi un pic. Să arunc cu niște sămânță mix din asta tot așa de iarbă și trifoi și puțin nisip peste ca să nu vină păsările să ciugule tot. Și apropo de păsări, trebuie să încep să hrănesc din nou păsărelele, să le pun mâncare în curte. S-au întors pițigoii mei drăgălași. Sunt foarte fericită să iau din nou în grădină. Nu știu unde au dispărut peste vară, dar bănuiesc că a fost prea cal pentru ei. Am avut în schimb foarte multe vrăbi care sunt peste tot, dar am avut pânțăruși și încă am, de fapt, pănțăruși, codroși, ce-am mai văzut? Am văzut și un șoim, coțofene, în orice caz foarte, foarte încântat. Mi s-a stricat binoclu și nu mai pot să le urmăresc cum trebuie, trebuie să mă uit așa cu un ochi. Dar îmi place foarte mult să stau la geam și ador faptul că tot ce-am plantat noi aici în jurul casei a adunat toate păsările astea la noi aici. Uh, erau, de exemplu, un soc. Uh, am lăsat special florile de soc odată pentru o albine peste vară. Uh, am tăiat doar câteva să-mi fac socată și pe toate celelalte le-am lăsat, nu știu, în proporție de 80% să zicem, în mare. Și acum, pe iarnă, pe iarnă, toamnă iarna s-au făcut bobițe adică s-au făcut fructe, practic, din florile respective. Și era plin de păsări care veneau, inclusiv pițigoi care veneau să se hrănească cu bobițele respective. Deci, de asta de asta fac treaba asta și când văd că funcționează și când văd că vin și se bucură, pentru mine e cea mai mare satisfacție. Vedeți cumva tot la animăluțe, ne ducem eu roată așa. Primisem la un moment dat, am avut eu un, nu mai știu cum se numește aplicația mă rog, era o aplicație în care puteai lăsa întrebări anonime și evident că e ocazia perfectă ca cineva să-ți lase niște întrebări pe care poate n-ar avea curaj să le lase în mod direct, să zicem. Și a fost o întrebare de genul, nu mai știu acum să vă zic exact, dar ca direcție, ceva de genul ca am o grădină uh, neîngrijită și mai era ceva Că dacă la casa următoare o să apelez la cineva specializat care să-mi facă mie grădina pentru că asta în care... Uh, că asta pe care o avem acum este neîngrijită și haotică sau nu mai știu, o chestie genul ăsta, că, e gen, că nu e făcută cu cap, parcă așa era mesajul. Și inițial m-a ofensat așa, era what the fuck? După care eram, bă, it's fine, înțeleg de unde vine persoana respectivă, că într-adevăr, dacă privești din afară și mai ales dacă nu știi la ce să te uiți sau dacă pur și simplu nu te pricepi, așa pare, este o grădină mai sălbatică. Termenul mai corect să zicem, ar fi naturalizată, ce vă spuneam și mai devreme, sunt plante pe care eu le cresc special ca să se adapteze condițiilor de aici, anume secetă, că în sudul țării, în mare parte, cam astea sunt condițiile, și înțeleg de ce pare o grădină neîngrijită, pentru că nu e clasicul de îngrijit, adică eu acum, pe toamnă, îngrijirea grădinii mele sau pregătirea grădinii mele nu este să mă apuc să tund tot. Nu este să mă apuc să strâng toate frunzele uscate, să, să fie totul la dungă și să fie totul perfect și organizat și așa, pentru că efectiv este împotriva valorilor mele și împotriva principiilor de la care am pornit grădina asta. Eu grădina am pornit-o, mă, mă rog, în momentul în care am început să fiu mai conștientă de ceea ce fac, nu zic fix în prima secundă, dar când am început să aleg conștient lucrurile pentru grădina, principiul care a stat și stă în continuare la baza tuturor alegerilor este să fie o grădină prietenoasă cu natura și, mai mult decât atât, să fie un ecosistem. Ori, într-un ecosistem echilibrat și sănătos, ai nevoie de frunze uscate pe jos, ai nevoie de crengi uscate, ai nevoie de zone moarte care, da, nu arată îngrijit. Cam asta e adevărul. Adică, faptul că eu las, de exemplu, pe trandafir să se facă măceșe peste iarnă, nu arată îngrijit. Toată lumea își ține trandafirii frumos tuși la Dimensiunea standard, să zic așa, perfect, așa, frumos legat și toate cele. Toată lumea strânge frunzele uscate de pe jos, eu le las. Uh, și realizez că eu cumva împotriva curentului treaba asta, la noi. Asta la noi și poate prin America, unde tot așa e stilul ăla. Uh, formal, care este foarte popular și nu e nimic în neregulă cu el. Adică am prieteni, mai mea de exemplu are o grădină care e mult mai formală decât a mea, adună toate frunzele uscate, ea tunde totul foarte bine, e foarte uh, strict ținută și o grădină frumoasă. Dar nu este grădina pe care vreau eu să o am. Și ca răspund la întrebarea aia, uite, nu știu dacă urmărește persoana respectivă care a lăsat așa întrebare acest clip, dar în caz că urmărește, răspunsul este nu. Nu o să apelez la cineva specializat nici acolo, pentru că nu asta, nu asta îmi doresc eu. De asta am făcut și cursul de peisagistică, pentru că voiam să aflu mai multe și în direcția asta, și din fericire erau informații despre. puține cei drept, dar erau informații despre grădinile de genul ăsta ecosistem. Nu este o grădină haotică și negândită, din potrivă tot ce am plantat și unde am plantat și toate lucrurile astea. Eu le-am gândit foarte bine de dinainte și poate vă amintiți de momentul în care aveam uh, toată schița aia făcută în Excel pe vremea când făceam în Excel, ca atâta știam, uh, cu liste de plante și așa mai departe. Deci totul e gândit, uh, totul este organizat, doar că pentru un ochi nepriceput în domeniu, evident că o să pară neîngrijit. Realizez treaba asta, îmi asum treaba asta, adică eu nu fac grădina să... Uh, Scopul ei nu e să vină cineva să zică vai ce grădină frumoasă ai, dacă o faci eu mă bucur evident și crește inima în mine, dar nu ăsta este scopul, scopul este să vină pasărea să zică hm, aici am găsit hrană, aici am găsit adăpost, aici mă simt bine și o să mai vin. Deci când văd treaba asta, de asta ziceam, e pentru mine e satisfacția cea mai mare și faptul că vin păsările demonstrează că ceva se întâmplă acolo. Pot să fac un clip mai pe larg de despre subiectul ăsta, aș putea vorbi o grămadă și acum dau seama că nu vreau să mă lungesc neapărat să vorbesc despre grădinile de genul acesta mai naturalizate, mai sălbatice și beneficiile lor și cum putem ajunge acolo. Dar dacă vă interesează subiectul și dacă doriți, pot să mă ocup și putem face un clip pe tema asta în care să dau, dau poate mai multe informații. De deci ce e bine să lăsăm frunzele, de exemplu, uscate pe jos? De deci ce e bine să avem uh, crengi uscate, de deci ce e bine să lăsăm fructele pe pom și așa mai departe, deci toate lucrurile astea, de deci ce e bine să nu săpăm e și asta un concept destul de nou la noi, nou dig, și eu încă mă informez și mă educ în direcția asta, dar sunt foarte multe lucruri pe care le poți face, adică nu este un singur stil de agredinării, nu este un singur stil peisagist, sunt foarte multe. Putem face clipuri despre diversele stiluri peisagiste, de exemplu, pentru că pe lângă grădinile formale pe care le vedem cel mai des la noi și care sunt cele mai populare, cu gazonul acela perfect, drept, tuns la o anumită înălțime, cu anumite tipologii de plante și într-un anumit fel grupate și într-un anumit fel structurate și așa mai departe, dar pe lângă asta există multe alte feluri. De exemplu, Cottage Garden, care este și el, oricum se întrepătrunde pe multe planuri și cu grădinile astea mai sălbatice. Este o grădină superbă. Mie îmi place de numai pot stilul cottage, care, nu știu dacă la, la noi, cum s-ar traduce, poate stil grădină rustică, să-i spunem. Cred că ăsta ar fi. Uh, mai au bunicile noastre pe la țară încă chestii din grădina rustică și mie, mie personal, mi se pare mult mai frumoasă, dar e pur și simplu o chestiune de gusturi aici. Adică nu e... Nicio variantă greșită sau corectă sau ceva, asta încerc să transmit că pur și simplu e bine să fim deschiși și să acceptăm că sunt foarte multe feluri de a face lucrurile și doar pentru că nu ne place mai mult varianta A nu înseamnă că varianta B este greșită și că nu e, nu e bine. Am promis, știu și este în plan să mă ocup de treaba asta, să fac un tutorial despre aplicația Homestyler pe care eu o folosesc pentru design interior și să-mi planific toate chestiile prin casă. I will, n-am uitat, uh, trebuie să mă urnesc și să fac și lucrul ăsta și o să mă ocup, promit. E ușor de folosit, e destul de intuitivă, dar uh, ajută să vă uitați un pic înainte așa la cineva. Oricum au și destul de multe tutoriale în mai engleză, cei drept, uh, pe site-ul lor și puteți urmări, pentru că sunt multe chestii pe care le puteți face, pe care nici eu nu le știu. De exemplu, acum lucrez să fac tavanul în pantă la etaj, porțiunea care va fi pe etaj a casei noastre și fereastră în tavan. Vrem să avem în baie, practic, unul sau chiar două luxuri. Și lucrez la treaba asta pentru că nu știu cum să o fac singură și aia nu e intuitivă deloc, dar au ei tutoriale și dacă urmărești pas cu pas, până la urmă iese ceva. Dar eu o să fac probabil un tutorial cap-coadă cu chestiile mai basic, gen cum să-ți faci planul casei, cum să pui mobilă, uși, ferestre, toate chestiile astea, cum să modifici dimensiunile, cum să faci poate ceva la exterior. Sunt destul de limitați la exterior. Nu mi se pare că e ușor de lucrat pe partea asta. Eu am pus doar că voiam să văd ca proporții, cum vine și cum rămâne spațiu în grădină, pentru că amprenta casei noastre bă, va fi un pic mai mare decât mi-aș fi dorit să zic așa, nu mai știu cât. Cred că 100 și ceva de metri. Dar asta pentru că o porțiune este doar pe parter și practic ne-am întins mai mult așa decât pe verticală. Dar, mă rog, ne permite terenul. Sunt 1300 de metri acolo, nu mă plâng. Plecăm de aici de la aproape 300 de metri, sub 300 de metri, deci nu mă plâng deloc. Și dacă am reușit să facem atâtea, că la asta mă gândeam, bă, dar facem, ne întindem un pic cu casa asta, mai și în formă de el. Îmi place foarte mult că e în formă de el, dar frica mea constantă și piticul ăla de pe creier doar dacă îți rămâne prea puțină curte, dacă n-ai suficient loc să-ți faci și aia și aia și aia, dacă ți se pare că e îngrămădit. Și după asta fac un pas în spate și zic Ștefan, ai făcut aici, în grădina asta de patru ori mai mică, atâtea lucruri. Ai făcut un iaz, aveți magazie, așa am vorbesc cu mie. Ai o căsuță slash seră de grădină, grădină de legume, loc de hamac, loc de mașină, loc de grătar, loc de paleți și fire pit și... Deci, dacă am reușit să fac în spațiul ăsta, toate chestiile pe care le-am făcut și să ne simțim bine și să iasă ceva frumos, sigur o să reușim și acolo cu toată amprenta casei. Practic uh, ocupă parcă 18% sau ceva de genul ăsta. Că știu că se calculează în momentul în care ți se dă proiectul, se calculează cât din teren ocupă construcțiile. Și sunt undeva la 18-20%. Deci așa procentual știu că nu-i mult, rămâi cu mult din grădină, dar aveam eu asta, nu știu de ce, ce era în capul meu. Vedeți, dacă plec de la o grădină mai mică, eu m-aș fi dus aș ales direct, direct un teren de 3000 de metri dar cine are forță de muncă să îngrijească un teren de 3000 de metri? Cine? Suntem amândoi rupți de spate după o toamnă de săpat și plantat chestii în grădina de legume, adică nu, nu, e, nu e realist. Așa că zic că 1300 e mai aproape de și oricum o să avem loc să le facem pe toate, chiar o să avem loc, sunt convinsă de treaba asta, sunt foarte fericită de cum am făcut și aici Și secretul practic e să-ți să gândești foarte bine spațiu, să știi dimensiunile foarte bine și să-ți gândești dinainte care lucru unde vine Nu să le pui așa haotic Deci atâta timp cât uh, o să mă ocup de plan în tihnă de dinainte și atent, eu zic că o să iasă Încă mai caut, că știți că v-am zis că voiam să fac uh, după cursul de peisagistică treaba aia cu grădinile voastre, Băi, dar n-am găsit un program care să meargă pe Macbook de care să fiu mulțumită pentru chestii de exterior, pentru grădini. Nu am găsit. Uh, programul pe care ni l-a recomandat la curs merge doar pe Windows și știu de uh, mașini virtuale și chestii, dar nu-mi place să folosesc mașini virtuale pe Mac. Aveam pe mac cu vechi, dar pe ăsta nu-mi place. Așa că mai caut. Încă <laughs> mai caut uh, un program care să meargă pentru partea exterioară ok și să aibă și multe plante, adică ca așa pot să fac eu și de mână, doar o formă de pom, o formă de tufă și așa mai departe. Dar eu vreau să aibă și varianta unor randări cât de cât mai realiste. Mai căutăm, mai căutăm. Știu că SketchUp apar și unul dintre ele, dar... Trebuie să-mi iau o săptămână, cred că, ca să învăț doar chestiile de bază la sketch -a. Mi se pare un program foarte complex, deloc intuitiv. Am încercat să intru în el și eu de obicei sunt omul care învață hands-on intră, și de, descarcă programul respectiv și intră și se apucă să facă și învață pe cont propriu, pur și simplu experimentând și apăsând pe toate butoanele și încercând să folosească toate tulurile. Așa am învățat multe chestii pe care le-am învățat de la Photoshop, Lightroom și așa mai departe. Dar cu SketchUp nu merge așa. Nu merge, deci îmi dă cu virgulă. Așa că trebuie să-mi iau la un moment dat niște timp, să mă uit la niște tutoriale foarte bine explicate și cap-coadă și să fac în paralel și explică tutorialele alea ca să învăț și poate după, dar implică timp treaba asta, timp pe care momentan nu-l am, așa că vedem. Ori găsesc alt program mai ușor de folosit, ori învăț ketchup dacă n-am de ales. Cam astea sunt variantele. Cred că ne-am lugit suficient, îmi dau seama după faptul că nu mai pot să vorbesc dar s-a și întunecat afară, e momentul ideal să încheie. După cum vedeți, a fost efectiv, am stat la o cafea cu o prietenă veche, a.k.a. YouTube, și v-am pus la curent cu ce s-a mai întâmplat, lucrurile mai importante așa din viața noastră și um, de care am fost mai entuziasmat, să zicem. Abia și să vină primăvara să ne apucăm efectiv de construcție. Știu că o să fie o perioadă stresantă și foarte ocupată, dar uh, va merita. Evident că ne-am gândit și niște spații pentru animăluțe foster. E totul acolo, planificat. Abia aștept. Sper că ați avut și voi o perioadă frumoasă peste vară. Sper că profitați de vremea asta să vă liniștiți un pic, să dați viteza mai încet, pur, pur și simplu să intrați așa în armonie cu natura. Că despre asta e toamna-iarnă, e despre a ne reîntoarce un pic către noi, de a ne liniști un pic, să nu mai fim așa în goana asta, în agitația asta, în alergarea asta. Are, are natura sensul ei și cred că e bine uneori să o ascultăm și să facem ce ne este menit să facem. Acestea fiind spuse, o să fac și eu la fel și ne vom auzi data viitoare cu un nou videoclip. V-am pupat!